domnilor, pentru că avem aici, ca să zic așa, un solist din zona de rock, așa cum se cuvine, luat deja din cărțile de istorie, doamnelor și domnilor, Kempes! Bine ai venit! Te rog, din nou, te rog să-i rog, doamnelor și domnilor, Ovidiu Ion Cuzis și Kempes face parte din istoria rockului românesc pentru anii extraordinari pe care i-a petrecut ca voce a trupei Cargo, după care Kempes a avut un moment de viață absolut tulburător, ocazie cu care, mă scuzați, era să dea colțul, numai că Dumnezeu a zis nu! Nu! Cu Kempes mai avem treabă! Uite-l, frate! Ocazie cu care o să vedem exact ce mai face Kempes și o să aflăm câteva lucruri. Kempes, evident că o să și cânt. Ce mai faci? Bine! Bine, nu? Bine! Da. Din câte știu, tu ai avut o perioadă în care ai plecat din România, te-ai dus în Australia, da? Da, așa e, da. Și după aceea te-ai întors. De ce te-ai dus? De ce te-ai fi întors, cum s-ar zice? Da. Când a venit înapoi în 2011, așa, mi-am dat seama că de fapt îmi lipsea ceva. Și ce îmi lipsea de fapt muzica și fanii, de care mi-am dat seama că există și că însemnam ceva pentru ei. Cred că asta a fost o explicație. O explicație bună. Fanii de rock cu siguranță că s-au bucurat, pentru că evident Kempes este o voce legendară cu calități extraordinare. Asta se știe. Pe de altă parte însă, Kempes a avut acea încercare. Tu ai avut un accident de motocicletă, dacă mi-aduc aminte, da. Care te-a adus în comă. Lumea a crezut că te și pierde. Da. E așa. Era în dubii dacă rămâneam în viață sau nu, dar... Ce-ți mai... Adică, deși cred că toată lumea te întreabă același lucru... Păi am mai avut mai multe accidente, dar mult mai minore și nu așa de importante. Ăla a fost cel mai mare, cel mai grav, doar că la toate experiențele, ca să zic așa, cum să zic, m-a făcut să merg mai departe. Foarte bine. După, adică cât de greu ți-a fost, adică acel accident, practic tu ai fost în comă și ți-ai revenit. Ce ți mai aduce aminte din momentul acela? Păi după ce am ieșit din spital, încă nu prea știam pe ce lume eram, așa, mi-a trebuit cam un an de zile să-mi revin, să și vorbesc, să și realizez de fapt ce se întâmplă în jurul meu. Cam asta era, doar că, așa cum ți-am spus, viața merge înainte. Am o întrebare specială, după care în 2-3 minute o să-l auzim pe Kempes, pentru că are un proiect special. Gabriel Cotabiță, când s-a întors ca și tine din comă, așa, a da. Povestit că în acele zile lui s-a, așa a văzut el, așa a visat, a călătorit, a văzut diverse lumi, diverse locuri de pe planetă. Tu ce ți-aduce minte din acea perioadă? Cum ai visat, ai văzut, ai trăit, ți-aduce minte ceva? Nu țin minte nimic. Deci o lună jumate am realizat doar când am ajuns la sala de repetiție, care era aproape de spital. Atunci am început să realizez de fapt și mi-au povestit de fapt ce se întâmpla în spital, ce făceam, ce nu făceam. Deci a fost un blackout total pentru săptămânile alea cât am fost în spital. Unele păcate pe care le aveai înainte, le faci și după? Nu, chiar. Nu. Păi nu știu cât de rău eram eu înainte sau nu, doar că în urma experiențelor neplăcute, ca să nu zic altfel, am văzut viața altfel, cu alți ochi. Dacă mai bine, spun așa. Evident, pentru că de asta ni se și dau aceste momente. O întâmplare tare din concerte. Trebuie să fie una legendară. Dați-vă seama, avem de-a face cu un idol rock. Mor femeile, au murit, mor și vor mai muri după Kempes. Cred că am avut concert la Phoenix, în Constanța. Și era o domniță și soțul ei. Și când m-am dat jos de pe scenă, mi-a zis: nu te supăra, nu vrei să ce? Să faci, să...
cu doamna. Adică s-o iei tu pe doamna? Da, și, și i-am zis, nu cred că era cazul. Deci omul ți-a dat nevasta lui? Da, exact. Așa e, e și rău. Pe moment a fost șoc pentru mine. Dar pentru oricine. Deși... nevasta mea vrei să fie a ta? Da, așa ceva. Și aveam experiență de tot felul de... Da, a fost un șoc maxim, maxim pentru mine. Da. Da. Doamnelor și domnilor, Kempes România este... M-a rugat chiar Kempes să spun. Este adresa de Facebook, de Instagram, unde îl puteți găsi pe, pe Kempes. Ce cântăm azi, Kempes? Așa, că, pentru că arătăm noua ta experiență muzicală. Da, am ales dintre ele, am luat Loc Pustiu, fiindcă e mai blândă. Așa? Așa. Și o să o interpretăm. Cum, știi cum era reclama aia cu Salomon? Pentru de dimineață, pentru prânz, așa, da, am ales o melodie de prânz din repertoriul Kempes, ca una mai de seară era mai pe supărare. Așa, da, da, da. Și asta una la mână și la sfârșit că am mai multe concerte. Mâine avem concert la Quantic, așa. Se deschid porțile la orele 19 așa. Seara, așa. După urmează 21 iulie București, 29 iulie Rânca, că trebuie să le, că nu le țin minte. Așa. Transalpina Rock Fest, așa, în 30 iulie București Quantic, în sensul că va fi reduceri la promoții la bilete, ceva în genul ăla, așa. 4 august Costinești, Out of Doors Fest și 13 august la Ceahlă, Waterfest. Cam astea sunt până acum. Da. Așa. Doamnelor și domnule, n-aveți decât să... Eu locul vostru m-aș ține după Kempes, așadar ascultați muzică bună. Dragule, te invit așa. Acolo. Da, între timp, te rog frumos, ți-l ofer, mulțumesc așa, foarte așa, mult. Mulțumesc eu mult arăt CD-ul, mergi ușor către locul am vostru înțeles, de scenă. Am înțeles, Kempes, doamnelor și domnilor, acesta este CD-ul Kempes Regăsire. Pe de altă parte însă, la bucătărie este Catinca, mi s-au împlinit visele astăzi. Catinca, ce gătim astăzi? Pui cu sos gorgonzola. Doamne, ce bună! Pui. Dar ce combinație, cum e aia brânză cu carne, ia zi. Foarte bună. Brânză cu carne și totuși atât de suplă, Catinca. Înseamnă că mănânci domnilor. Doar la... Da, nu știu, cred că doar și chestia asta cu mâncatul a venit tot de la un găsirea unui echilibru psihologic. Mâncare că... și dans, fii atentă. Mâncare și dans. Doamnelor și domnilor, rețeta pornește. Mai târziu o să ne spună Catinca după cântare ce face. Acolo se joacă cu Tocătorul și Morris. Sperăm să nu provoace prea multe daune. Până atunci însă ne cântă Kempes și trupa lui plină de personalități, dacă vă uitați în spate. Look.